În porturile de la malul Mării se aflau vineri dimineață 48 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 46, erau în portul Constanța și 2 în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 1 octombrie 12 nave care așteptau pentru operare. De asemenea, în rada portului Mangalia se aflau 2 nave care așteptau tot pentru operare. La avizări, vineri dimineață, potrivit raportărilor, erau 7 nave, 6 pentru portul Constanța și 1 pentru portul Midia.